M-am întâlnit cu Clem la miezul nopții, în jurul focului ce vroia să pară că arde continuu. Mi-a spus, la fierăria din colț se vând bucăți de cer. Am alergat, am intrat. Au fost numai două, mi s-a răspuns. Una am luat-o eu, iar cealaltă... Asta, i-am spus lui Clem, la miezul nopții, în jurul focului ce vroia să pară că arde continuu. De ce a fost nevoie de cealaltă? Aceste versuri au fost rostite de Toma Caragiu într-o noapte de iarnă, 1976-1977, după un spectacol cu Lungul drum al zilei către noapte al lui O'Neill, pus în scenă de Ciulei la Bulandra, când, însoțit de câțiva prieteni, a venit la noi acasă, s-a așezat pe jos cu o sticlă de whisky lângă el și a început să improvizeze. Nu știam că scrie versuri, aveam să aflu mai târziu, mai exact în 1979, când i-a apărut volumul de poezii. Și l-am întrebat dacă acceptă să iau un microfon și să-l înregistrez pe o bandă de magnetofon. Și așa am prins această poezie pe care el a făcut-o atunci, pe loc. După câteva luni a venit cu tremurul și Toma Caragiu n-a mai fost printre noi. Și ori de câte ori aveam prieteni acasă, puneam banda și l-ascultam pe Toma Caragiu într-un moment cu totul și cu totul inedit și tot punând banda, am învățat acest text pe din afară, fără să vreau. Banda s-a pierdut la un moment dat și m-am gândit că ar fi timpul să povestesc aceste versuri inedite ale lui Toma Caragiu, mai ales acum, în prag de an nou. Iată-le. M-am întâlnit cu Clem la miezul nopții, în jurul focului ce vroia să pară că arde continuu. Mi-a spus, la fierăria din colț se vând bucăți de cer. Am alergat, am intrat. Au fost numai două, mi s-a răspuns. Una am luat-o eu, iar cealaltă... Asta, i-am spus lui Clem, la miezul nopții, în jurul focului ce vroia să pară că arde continuu. De ce a fost nevoie de cealaltă?